vă spuneam, Simona Nicolae este prefectul județului Ilfov, este într-o legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc pentru disponibilitate. Dați-mi niște detalii despre acest incendiu. Doamna Nicolae, în primul rând ne interesează dacă știți să fie victime. Nu, din informațiile pe care le am până la acest moment nu sunt victime. Știu că incendiul se manifestă în prezent la două depozite alăturate. Sunt deja la fața locului 20 de autospeciale și 3 scări de la Institutul, de la Inspectoratul pentru Stații de Urgență și eu deja sunt în mișcare către locul incendiului. Ce fel de depozite sunt? Aveți informații despre ce erau în acele depozite eventual? Nu, în acest moment nu. Nu, la acest moment nu am astfel de informații, dar o să ajung la fața locului și există pericol de extindere a acestui incendiu? Din ceea ce știu de la domnul comandant al operațiunii, nu există încă acest pericol. Dar vedem. În apropiere sunt case de locuit, cel puțin imagine pe care le vedem acum, case și ceva blocuri. A fost necesară evacuare? Ați emis vreun mesaj ro alert până în acest moment? Se știe despre asta? Nu s-a trimis încă mesajul ro alert. Încă nu a fost nevoie de emiterea mesajului. Există vreun risc pentru cei care locuiesc în zona? Din câte știu eu, fiind la început desfășurarea operațiunii, încă nu există riscuri de această manieră. Școală, alte instituții publice în apropiere? Nu sunt instituții publice în apropiere. Bun. Sediul primăriei este la distanță de cel puțin un kilometru, iar școlile sunt pe partea cealaltă a drumului. De cât timp arde? Aveți această informație de când a luat foc acolo? De 20 de minute, cam așa știu. Bun, mulțumesc tare mult, doamnă prefect. Reluăm legătura cu dumneavoastră de îndată ce ajungeți acolo. Colega mea, Alexandra Dinu, de asemenea, împreună cu colegii mei în drum spre acest incendiu cu informații suplimentare. Alexandra, din informație pe care avem în acest moment, undeva la 20 de autospeciale și 3 autoscări în drum. Da, în acest moment pompieri au anunțat că au fost alertate 20 de autospeciale de stingere. De asemenea, 3 autoscări au fost mobilizate la fața locului. Intervin în acest moment 60 de pompieri și de asemenea ne-a fost comunicat și faptul că suprafața afectată, estimată în acest moment, este de 5.000 de metri pătrați. Așadar, o intervenție dificilă, o intervenție la care participă foarte mulți pompieri, așa cum spuneam și în intervențiile trecute. Este vorba despre un depozit din localitatea Voluntari. Am văzut și pe imagini că fumul este unul foarte înalt, se vede, așa cum spuneam, din capitală. De asemenea, așa cum au transmis pompierii ceva mai devreme, din interior se aud și explozii succesive. Asta înseamnă că există pericol în interior, așadar misiunea pompierilor este dificilă. Nu a fost în acest moment alertată populația din zonă, însă nu este exclus, așa cum am văzut și pe imagini în zonă, sunt foarte multe blocuri, de asemenea case. Cu siguranță cei care sunt în apropiere, cei care lucrează acolo, au fost deja evacuați. Până în acest moment nu ne-a fost comunicat nici dacă există sau nu victime care au fost surprinse în interior. Intervenția este evident în dinamică. Informațiile se pot schimba de la un minut la altul. Aș vrea să reiau 20 de autospeciale de stingere, o intervenție masivă a pompierilor, 3 autoscări, pentru că vorbim de un depozit, cu siguranță se intervine și la înălțime. În acest moment a venit și o informație proaspătă. Incendiul se manifestă în interiorul depozitului, dar și în exterior, iar în interior sunt paleți cu marfă. Așadar, este o hală unde era depozitată marfă. Nu știm în acest moment despre ce fel de marfă este vorba. Aceste lucruri ne vor fi comunicate de cei care se află la fața locului pe măsură ce obțin informații. Mulțumesc, Alexandra. Așteptăm imagini de acolo. Suprafața afectată estimată în acest moment undeva la 5.000 de metri pătrați. Informația pe care prefectul județului Ilfov o dădea cea mai devreme la Digi24, din informații care există până acest moment, nu sunt victime.